Viorica Dencil în mod strategic, ambasadorii STR-in, interzis sublinierei în guvern, surse. În subliniere din cadă joia guvernului, premierul Viorica Dencil a anuncat o decizie fără precedent împotriva influenței unor diplomați STR-ini în ministere. Potrivit unor surse oficiale, Viorica Dencil le-a trasat min subliniere trilor indicații clare cu privire la întrevederile cu ambasadorii STR-ini. Numeroase episoade în care liderii politici au afirmat că ambasadorii STR-ini au practici apropiate de ceea ce s-ar putea numi trafic de influent, Viorica Dencil vrea să se asigure că reprezentanții altor state nu se mai implică în treburile interne ale României. Astfel, în subliniere din cadă joi, premierul le-a interzis practic min subliniere trilor să aibă întâlniri cu diplomați STR-ini în afara unui cadru bine stabilit de guvern. Min subliniere tri vor fi obligați ca înainte de a accepta o întâlnire cu un ambasador să informeze premierul sublinierei să obțină un acord de la vârful guvernului inclusiv cu privire la temele de discuție. Au mai precizat surse guvernamentale pentru Stiri pe Surse. Liviu Dragnea s-a exprimat de mai multe ori împotriva lobby-ului făcut de ambasador în guvern. În august 2017, liderul PSD susținea că există ambasadori care merg la min subliniere tri subliniere îi promovează interesele unor companii STR-ine, iar în opinia sa aceste acțiuni ar putea fi considerate fapte de corupție.